Fabius Teodosiu și o piesă care va fi inclusă pe primul album instrumental Direcție. Bună dimineața! Neața! Ce faci, dragul meu? Regăsit! Mă bucur să trăiești. Hai să mișc până la tine, să ne vadă lumea că ne salutăm, măcar atât! Yes! Te pup! Ia un loc, te rog! Și povestește-mi că ne-ai zis în 2020, ai tot povestit că te apuci. Te pup, stai să saluci pe fratele din Germania. Frate, ați zis comand, danke schön gut, înțelepți? Fratele meu din Germania. Ce vrei să-ți povestesc? Păi dacă de acolo eu mă de la Köln. Ia microfonul ca să te auzi în primul rând. E de la Köln, pe mine mă aude lumea, cred că și fără microfon. Ziceam că... Am o voce foarte suavă, știu. Ne povesteai că o să scoți album împreună cu Direcția 5 da, anul ăsta. Da, uite că ne-am... Și clip nou, că data trecută ai zis că nu era gata clip. Păi nu era gata clipul, de asta am venit la voi atunci când aveam premieră cu o altă piesă. Astăzi prezint această piesă care va fi practic single-ul și se numește Salut, ce faci? Când e albumul? Piesa lui Marian Ionescu, Direcția 5. Discul este instrumental, că tu mi-ai spus la trecută că aștept să vezi cu voce, nu există voce pe un disc instrumental, după cum bine știi și tu, dar s-a pierdut în spațiu ideea. Așa că este disc de saxofon, clar, și cu saxofonul cânt eu. Deci toată instrumentația este făcută Direcția 5, tu ești cu saxofon. Exact, și este produs prin Cat Music. Mulțumesc și lui Dan Popi de încredere și lui Cat Music și lui Marian Ionescu, Direcția 5. Am avut o idee, a fost o, cum să spunem, un fel de viziune a lui Marian, care s-a îndeplinit și a ieșit un lucru extraordinar, minunat. Sunt foarte satisfăcut de producție și de realizarea pe care am făcut-o, pentru că probabil dacă nu eram în pandemie și în situația în care suntem acum, că toți artiștii stăm a pagubă, probabil că nu scoteam albumul. Pentru că n-aveam timp. Corect. La nivelul la care și tu și eu cântam de 15 ori pe lună, nu mai aveam timp să mai scoatem și albume, că ne doare capul după aceea. Așa am avut timp și de alte proiecte. Exact. Știi cum este, totdeauna există lucruri bune și lucruri mai puțin bune. În situația de față, pentru noi, din punct de vedere creativ, n-a fost o perioadă foarte rea. Cred că n-a fost o perioadă foarte rea. Sigur că dacă mai durează un pic încă această perioadă, ne inhibă, exact. Pentru că ușor, ușor nu mai avem chef nici de life-ul. Am văzut-o și pe Linda în clip. Da, uite, aici, aici sunt cu Linda când s-a născut. Da. Ce-ți fac fetele? Foarte bine, Linda e în Germania. Ariela se plictisește, Ariela m-a învățat, studiază în continuu cu saxofonul, a plecat azi în tabără. Uite, aici sunt cu Ariel. Deci am făcut două poze la distanță de 21 de ani. Cata este distanța dintre, dintre fetele mele. Între mine și fratele meu e distanță mare, 11, dar 21. 21, da. E un pic. Uite, ești sora Beyoncé. Și, da, clipul a fost regizat de Petre Năstase, un prieten. Aici este tatăl meu care a fost saxofonist. Așteptăm să avem poze de-astea și în 2021 la cântări. Ar fi frumos, da? Să le arătăm. Cred că pe acolo erau anii 62-63, de-abia mă nășteam. Când ai început să cânti? Eu am început să cânt în 1979, când m-a luat pechea. Deci cântam cam de vreo un an jumate la saxofon, tot cu tatăl meu aici, care a fost idolul meu și guru și un om extraordinar. Din păcate a plecat dintre noi în 1989, dar pentru mine și sora mea, tatăl nostru a fost ceva extraordinar. A fost omul care ne-a învățat tot ce înseamnă învățătura pe pământul ăsta și viața. Dumnezeu nostru. Mama noastră la fel, dar mama noastră a decedat mai devreme și din cauza... Te urmăresc pe Facebook și văd ce postări ai la adresa tatălui tău și văd cât respect ți-i porți din prisma muzicii. Da. Iar tatăl meu a fost după aceea președintele Barului de Avocați, unul dintre cei mai importanți avocați ai țării și internațional. A fost plecat în 73 să lapăre pe Luis Corvalan în Chile, adică niște cărți de vizită. Egal. Cert este că revenim la album. Albumul este, deci, clipul a fost regizat de Petre Năstase, care îl cunoști foarte bine, cel mai bun regizor probabil de la noi. O să aveți și 12 piese pe album. Exact. Vom mai face încă un video probabil în martie, pentru că așa este dorința lui Petre. El vrea neapărat să mai facem o piesă, că îi place. Bine că nu le facem toate 12. dacă el o să vrea și o să-i placă și eu nu pot să mă opun. Păi te așteptăm la noi atunci. Exact. Și oricum vin la voi prima oară, că așa e filmul. Da. Nu, că mie îmi place aici la antenă, n-am ce să fac, trebuie să o să mă dușmănească multe costuri. Poate mai facem un happening într-o zi, o cântare cu saxofon, o cântare și ceva live. Da, hai să facem noi doi, deci nu facem noi doi. Da, facem noi doi. Și am să o aduci pe Linda să mai cântăm mai mult. Facem și o aduci pe Linda, stai să ne mai dea drumul ăștia un pic, acum nici mai știu cum e cu avioanele. Da, chiar e acolo ea. Da, e acasă. Nu stai aici deloc. Nu. Dar noi doi putem să facem când vrei tu. Bine, stabilim. Da? Mă bucur că am fost la voi. Sper să ne revedem sănătoși. Spor la treabă. Între timp am avut și o COVID. Da, dar am trecut cu bine și brio. N-a fost chiar așa de foarte simplu, trebuie să recunosc. Adică oamenii care cred că totuși este numai așa o păcăleală și o vrăjeală, nu e.
Am văzut că... sincer, am stat vreo 7-8 luni și n-am crezut în treaba asta. Știu, am văzut pe Facebook. Dar după 7-8 luni, când am văzut că nu mai pot să respir și stăteam tot timpul să măsor oxigenul, nu mai îmi plăcea. Și simțeam așa o gheară aici și stai cu sabia lui Damocles, pleci la spital sau nu pleci, știi? Deci i-aș ruga pe toți să aibă grijă, dacă pot, să încerce să poarte două măști și când o să fie convinși că vor, să se vaccineze și la revedere. Mulțumim că ai trecut pe la noi. Hai, pupă toți. Să ai un an minunat și să cântăm frumos, Răzvan. Ia, ia, egal, egal. Știu că mai scapă din când în când. Ia, ia, egal. Ia, ia. Ei doi când se întâlnesc, Văduț și Flavius, vorbesc germană. Liebe Zuschauer, Mittwoch aktuell, auch für Observateur. Place? Place?